are la Stax TV un nou material, un nou episod cu o mașină modificată de drift. Că aici principala atracție este... Aceste mașini participă la Time Attack sau la cursa extremă. Ele au un sticker care definește chestia asta, dar nu l-am văzut. Sunt mașini care merg la Time Attack, sunt mașini care merg orientate pe timp într-o cursă cu start de pe loc, unde limită de cai sau modificări nu există. Dar nu vorbim de asta acum, vorbim despre acest Mercedes CLK, care dezvoltă undeva la 900 de cai putere, un motor de pe modelul E-Class W124, motor de 3,2 litri, 24 de valve, în care totul a fost schimbat și totul este forjat. Bineînțeles, băieții ne-au spus, ei modifică mașina asta de 10 ani de zile, ca toți de aici. Nu este, sau ce puțin noi n-am întâlnit până acum un om care să aibă o mașină cumpărată așa de gata, că a avut un buget și s-a gândit el să dea la curse. Toate mașinile astea au plecat de la o pasiune, au plecat dintr-un punct și au ajuns la partea asta extremă. Sunt curios unde o să ajungă peste 10 ani. Întrerupem acest material superb pe care îl urmăreați în liniște și frumos, fără reclame, că voi aveți cont premium de la YouTube, dar îl întrerupem ca să vă învăț cum să mai facem bani, că știți că noi suntem aici puși pe economii și să toți banii să-i strângem, să-i băgăm în mașini, ca să avem, să facem, să... Așa că vă povestesc de o aplicație care vă scutește de toate lucrurile astea. În primul și în primul rând, nu știe nimeni unde ați navigat și nici nu poate să afle chestia asta, că aveți aplicația instalată și nimeni, nicăieri, nu poate să știe pe ce site-ul... Pe lângă chestia asta, avem acces în toată baza de date a Netflix-ului. Deci nu o să mai fie Netflix-ul pentru România sau Europa de Est, o să fie pentru toată lumea. Deci puteți, dacă vă zice prietenul vostru din Noua Zeelandă, nu știu cum i-a venit Noua Zeelandă în cap, că acolo a apărut un serial super tare, puteți să aveți și voi acces la el. Ca să nu mai zic că dacă vrei să îl vizitezi pe prietenul tău din Noua Zeelandă, poți să-ți cumperi biletele de avion pur și simplu schimbând locația de unde le achiziționezi. Adică nu mai zici că ești din România, de aici, de la noi, de unde bate porumbul în geam, zici și tu că ești într-un oraș cu apă caldă, curentă, zi de zi și la orice oră, că asta înseamnă curentă, și poți să-ți cumperi biletele de avion mai ieftin. Este foarte simplu, aplicația se numește Surfshark și acum, dacă îți faci abonament pe un an, ai 3 luni gratuite, unde poți testa toate lucrurile astea, tot ce ți-am spus noi, de bilete de avion, de HBO, dacă îți faci subscripție, poți să o iei mai ieftină. Chiar și YouTube Premium poți să-l plătești mai puțin dacă te dai din India, să zicem, și nu din România. Așa că este foarte simplu, este o aplicație care schimbă VPN-ul și cu asta te face să faci economii și să ai bani de track day, de exemplu. Poți stai și tu asta. Având capota față, capota motorului care se poate cumpăra de undeva, bara față se poate cumpăra, farurile și masca. În rest, nimic nu se poate cumpăra. Ei spun că și aripile față se găsesc de fibră, doar că ei au lățit mașina cu 35 de centimetri. Este foarte lată. Ei spun că motorul de 3.2, 24 de valve a rezistat până la 800 de cai, fără să aibă nevoie de nicio piesă schimbată în interior. Bineînțeles, a rezistat la 3 etape de gate, după care a bubuit și a fost reconstruit. Ce spuneam și ne amuzam cu băieții era faptul că mașina asta, când au cumpărat-o, a fost o mașină care, atenție mare, că... Așa să tot fie întrerupt în episoade, știi ce zic? Da, mașina a fost cumpărată din Anglia, a avut volan pe dreapta și a fost diesel la început, pe lângă faptul că ei au făcut custom absolut orice, inclusiv brațele de direcție, interior, roll cage și așa mai departe, pentru că nu se găsesc piese pentru mașina asta. O construiesc de 10 ani, băiatul ăsta are un mecanic, prietenul lui cel mai bun, care stă și repară la mașină. Repet, n-au un serviciu în spate, nu promovează chestia asta la modul că uitați ce am făcut noi, veniți la noi să vă luăm banii, să vă facem și vouă. Nu, este mașina lor, vin, se dau în campionatul din Norvegia. Pur și simplu e totul așa, de fun. Exact cum era și deviza celor de la Gatebil în trecut, it's fun. Hai să vorbim cu omul, să ne povestească și el varianta lui în engleză de data.
aici cu proprietarul mașinii, o să ne povestească mai multe lucruri despre tabletă sau shift light, I think. Yes. I will tell them that you are speak about the car and the story of the car, and it was diesel and it was right-handed. Yeah, it was right-handed driver. You built it from 10 years. We bought the car in 2014 October, okay. And we drove it the first time in 2016. Okay. So two and years. You drove it the first time like diesel or? No. Okay. No. With this swap. Engine. Okay. Yeah, but it was an AMG 3.6 liter in the beginning. Blew that one up, and then we went for the 3.2 liters instead. You have also a coke. Yeah. Okay, you have a service that you promote, or this is only for fun? I have Instagram and of course sponsorships and stuff like that, and also my website. But we don't have that much merch at the moment because I don't have time for it. Okay. But we have it. I saw that all the guys that came here with cars, yeah. They try to sell merch. Yeah, they try. To earn money, you know? It's too much work for me, to be honest. Okay. I feel that at least at the size that I am right now, like I don't have the time and effort to put it in. So when I do it, I want to do it properly. Okay. The right quality and why did you choose the Mercedes? It was actually, I had a Mercedes 190 before. Okay. With a supercharged M104 engine, the same kind of engine. This car was pretty much rebuilt. I had new shock towers in the back and all that stuff because it's a little bit of a different setup than I used to. So I competed with that in 2012, 13 and 14. And then they changed the regulations that the car wasn't approved anymore. So then I wanted to have something new. And then I was starting to thinking maybe I should do something that's easy, maybe buy a Soar or a Supra or a Nissan or something. But I kind of always wanted to have the Mercedes style, and that also helped me a little bit to be unique and all that stuff. So I think you choose it for the comfort and for the luxury. Yeah, the luxury, exactly. Definitely not for the easy route, that's for sure. But for the different style it is. Yeah, exactly. And something unique, and I like the building process as well. So. Okay. At that time, they actually released a Rocket Bunny version of the CLK. Okay. Sartor Racing. So when I saw that body kit on Speed Hunters, I got an eye open for this chassis, and I saw the Black Series version as well. And then we started to do it on 3D renders with our own flares and just like a more JDM kind of look, and I was sold. everything is custom on the car. Yeah, everything is custom. It's like the roof line and the floor. Okay. Standard, because that's the regulation. Yeah. Like in between the four towers or standard. Or standard. Yeah. Okay. Not the transmission tunnel, but yeah, mostly. What gearbox did you use? This is a Tex Racing T101A 4-speed dog box from a NASCAR engine. You saw now a NASCAR car. At Le Mans. Yeah. That's good. They finished good. Yeah. NASCAR is good. Yeah, for sure. The Americans are good in racing. Yeah. We see the car today, no? On the track. Yes, we're trying to go out here at the session at 1 o'clock. Okay. And hopefully everything sticks together. Have a good run. Thank you very much for the. Am apărut din nou, asta pentru că ai rezistat până la finalul clipului. Trebuie să-ți reamintesc că poți să-ți downloadezi aplicația Surfshark și ai 3 luni gratuite la abonamentul de 1 an de zile. Atât de simplu. Schimb VPN-ul, totul mai ieftin. Șmecherie, nu mai zic cum, dar de la Stax. Acesta a fost materialul cu Mercedes. Dacă vreți să vedeți mai multe materiale de genul ăsta, share, like și subscribe ca să avem mai mulți followeri, ca să avem și noi parteneri și să putem să venim la fiecare etapă de gatebil și să filmăm un miliard de mașini de genul ăsta, pentru că sunt extraordinar de multe și toate merită toată atenția noastră și a voastră, bineînțeles. Share, like și subscribe. Atât de simplu.